Băi, eu am vrut să fac o fermă de creeperi, chiar am început să filmez un episod, dar nu vrei să știți cum se vedea. Te rog, spune că mergi. Te rog, spune că mergi acum. În fine. Deci avem la locul faptei acolo două pisici și am zis eu că una vreau să o păstrez aici acasă, arată foarte mică pisica aia. Și acum o să vreau să iau niște stone, ca să ne apucăm efectiv de fermă, faptei acolo, că nu o să facem ferma pe aici până zona, am făcut un drum până Nether, unde să facem noi toate fermele așa cum trebuie, alea, și... Nope. Facem în partea asta așa, am trecut pe aici pe la fortăreața asta. În 2-3 rachete ajungem. Hai să vedem. Deci cam pe aici, în zona asta. Și ca să nu mai stau să defrișez tot pe aici, că am mai tăiat puțin în copacii ăștia pe aici, doar așa ca să fac un drum, o să facem în partea asta așa. Deci avem... Unde sunt, mă? Avem aici două pusuchete de-astea. Iar asta așa cu gri o să vreau eu să iau acasă. O să munțim cu asta neagră și vedem ce este, dar pe asta neapărat vreau să iau acasă. Mă, și m-am chinuit cu pisica asta neagră până Nether, să o aduc din satul ălaltu. Și eu aveam un sat aici, am observat satul de-abia după ce adusesem pisica. În fine, acum o să trebuia să ne apucăm de treabă cu ferma aia de creeperi, să vedem cum o facem. Bine, mă, hai că eu am făcut aici vreo 3 leere la ferma asta și mai am depus niște pisici aici, adică aici avem doar o singură pisicuță de aia mică acolo, mai trebuie să aducem una aici, după aia la leerul al treilea leer, mai trebuie să aducem încă două pisici și practic creeperii se spawnează aici, am pus carpeturile astea și slaburile ca să nu spawneze decât creeperi, iar creeperii vor cădea acolo, vor fi speriați de pisica asta care va sta pe carpetul ăsta și vor pica acolo în apă, practic ei vor veni aici, pac, în apa asta, acolo magma blocuri și da, asta n-ar fi trebuit să se întâmple și asta practic e din cauza faptului că a fost întuneric și nu erau nici slaburi, nu erau slaburile puse. Așa, bun. Deci, bă, observ că a făcut ceva gunpowder. 17 gunpowder, bine, că n-am stat absolut deloc afecat, doar ce am stat pe aici. Și parcă am trebuit și luminată zona asta așa de jur împrejur ca să nu se mai spawneze și alți monștri pe timp de noapte, decât creeperi în fermă acolo. Iar și cave-urile, zic eu, care de fapt nu, cave-urile nu, că am făcut acolo o zonă unde să stăm AFK și n-are niciun sens. Iar acum am făcut noi ferma asta de creeper, numai că n-am terminat tot. Tot mai avem ceva de făcut, mai avem de făcut o fermă de sugarcane. Și avem suchetele astea două aici pe care o să le las ca să le mai mulțesc. Așa. Și acum să ne întoarcem acasă. Vreau așa, stai așa că nu am luat ceva în calcul. Eu nu mai rând deloc. Practic ferma de sugarcane tot acolo unde ferma de creeper ar fi trebuit să o facem. Numai că avem nevoie de hopere și avem nevoie de ceva hopere și eu nu mai rând deloc. Mi-a prinde bine și niște cărbune. Așa că... Mi se pare că pe acolo, pe la satul ăla, erau niște munți mișto. Așa că hai până la sătenie să vedem dacă găsim ceva munți, partea asta. Ca să minăm așa în munte, n-am niciun chef să mă duc în mină să minez clasic, că oricum găsesc mai mult în munți. N-are niciun sens să mă duc să minez clasic. Apropo, când de Crăciun aici o să fie zona de Crăciun efectiv, atunci când o să ne apucăm de zona de Crăciun aici, în zona asta, așa, pe la satul ăsta, pentru că avem zona asta cu zăpadă. Dar acum să vedem dacă zona asta cu zăpadă are și munți. Dar parcă în partea asta sunt niște munți. O... Micuț, mă, micuț rău ăsta. N-am ce să găsesc în el, vrei să te mint? Am nevoie de niște munți mari, mă! Aolo, sunt 7 ani să căutăm niște fier. Bă, pe asta cu fierul, chiar am luat-o în calcul, așa că pe episodul viitor, cred că ne apucăm și de o fermă de fier. Chiar pe episodul ăsta, a, nu cred, că e cu săteni, cu mai multe nebunie de muncă la ferma aia de fier. Sau, ne apucăm de una de fier? Nu știu ce să zic. Sincer, chiar nu știu ce să zic, că...
E chinuială mare cu sătenii și aș lăsa fermă de fier pe un alt episod. Sincer. Da. Cred că ne apucăm de o fermă. Fermă de fier, sincer. Uai, dar stai să vezi ce distracție o să fie cu sătenii, să-i mut de... O să fie de muncă în episodul ăsta. Foarte multă muncă. Așa că... Deci ne întoarcem în sat. Ca să ne apucăm de ferma de fier. Bine, ne întoarcem în sat ca să luăm săteni și să-i ducem în zona de ferme. Ca să ne apucăm de ferma de fier. După aia facem ferma de sugarcane. Iar în episodul ăsta facem 3 ferme. Wow, eu când am început episodul ăsta am crezut că o fac decât pe aia de creeperi. Mă avem noi sătenii ăștia aici și sincer să fiu, chiar i-aș lua pe toți. Îi duc acolo în zona de ferme, dar să stau să-l duc așa câte unul cu barca. N-aș pune chiar atâtea railuri, mai ales că n-am fier să fac railuri. Ah, cred că e după fiecare cu barca, asta e. Da, ghinion. Oh, uite că l-am adus aici și pe Junul nostru, aici cu pumpkin lui pe cap. Hai mă, Junul, încoace, să te punem aici la locul tău. A, vină încoace, băi, de bunie. Hai acolo, a? Bă, nu! Nu, coa! Nu! Nu! Mi l-a omorât pe John! Bă, de bunie! Mi l-a omorât pe John! O poasă, cred! Mare în gole, m-a furisit! Mi l-a omorât el pe John! Nu? Mă, stai că mă omoară și pe mine! Bă, mi l-a omorât pe John! Mamă, păi stai să vezi de acum cât o să stau eu să fac roză. Un, da la cum zice, un name tag. Al zombie fac ce rost cum fac. Da, da, name tag să mă bată mamaia. Uaah. Bă, băiatule, jale. Ce faceți, bă? Este mă că sunteți, 1, 2, 3, 4. Îi mai trebuie un copil. Uaai, de capul meu. Bă, dar ce-o venit aia în golemul ăla repede să-mi omoare mie zombiu. Bă, și l-am pierdut pe John. Nu pot să cred. Trebuie să mă aștept un an ca să mai pot să fac roză un John de ăsta. Oh my god. Bă, dar așa prostești l-am pierdut pe John. Ai, 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 ai. L-am pierdut pe John. Hai să-i facem aici o cruce lui John. Fixul ferma de iron. Vreau să pun niște cojert aici. Și o să redenumesc Rotten Flash-ul ăsta John. La o bucată. Asta e tot ce mai rămas din John. Ne pare rău, băieți. Până aici i-a fost un John. Din păcate. Am pierdut așa prostește. Asta e. A fost un John bun. Bun. Asta e John. Am aici o floare. Ia de aer în golem. John. Asta e. Avem aici un alt John. Mie pe ăsta trebuie să-l duc aici sus. Să-l pun la nebunie. La nebunie ăștia. Ca să sperie de el. Să fac aer în golem. Aveam eu niște slab-uri pe undeva, dar mai știu cum l-am pus. Sau nu aveam. În fine. Să facem acum. Niște slab-uri ca să nu se mai spawneze aer în golemul ăsta pe unde nu trebuie. Am zis ca nebunul, bă, pe aici. Că o să trebuiască și aici. Aici și pe acolo și pe acolo și până încolo. Vedem pe unde se mai spawnează aer în golemii ăștia. Ar trebui să spawneze acolo sus, dar nu știu de ce nu se spawnează acolo. Acum mă duc să stau puțin afeca ca să mai spawneze și niște creeperi. N-am stat loc afeca la ferma asta. Și aștept. Oh, o să cred. No. Oi, ai, 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 ai. Oh. Să merg până acasă. Pe jos. După aia stai să vezi cum recuperezi itemele de acolo. Cât o să-mi ia să ajung până acasă. Aventură până Nether, după aia să ajung acolo. Ulu. Nebunesc. L-am pierdut pe John. Am ajuns la spawn. Uai, ce aici? Bă, băiatule, au zburat astea în toate părțile. Mie că am găsit rachete, era elită, n-aș fi găsit-o. Bă, da, ia,
Taci. Mă. A ezitat. Am luat blocuri de acasă, că am trecut puțin pe acasă să-mi iau niște blocuri, că am zis că na. Aparent, am găsit niște railuri, mai multe rachete. Ele aia pe acolo, ia pe aici ce mai... nu! Așa, aici ce mai avem? Niște foarfeci, de asta mărunțișuri. Ia, pe aici spikeless-ul și... Da? Asta e în sus. Nici acum nu înțeleg cum am murit. Păi, și am mers o grămadă pe jos. Lipsește sabia. Când acestea aici. De că sabia o văd lipsă. O fi pe aici, pe jos. O zic pe aici, pe jos. Au, te văd, cum mai sunt și pe aici. De data, da, pe gles. Aha. Jets. Bun. Ia uite că nici arcul nu l-am. Pe sabia, o multe săgeți. Odată, nu e la niciunde destul, la nicio scară. Și doi, taci, că filmez. Nu interesează pe nimeni să te audă pe tine. Nu-mi dai indicații. Rip, pe aici, pe la aer, în goale, pe unde Dumnezeu a sărit? Nu cred că o să fiu. Îmi da până la urmă ce, că n-aveam mare lucru cu barcul ăla. Ia, ce faceți, măi, nebunilor aici? Uite, bă, nebuniei. 1, 2, 3, 4, 5. O, hai zic, tată, să mulțiți și ești aici. Exact cât am nevoie. Și acum trebuie să așteptăm să facă noapte. Dacă mergem încă o dată aici, să sperăm că de data asta nu mai mor când încerc să aterizez. Mai, să mai spawneze niște creeperi. Mereu ai nevoie de creeperi. No, holu! L-am adus cu eu. Johnul ăsta aici, uite. Sunetul victoriei. Bă, a durat o grămadă, cred că am adus 70 de zombi aici. Ba, mureau, ba, nu stăteau, ba, se mișcau, ba, nu știu ce Dumnezeu aveau toți, mă. M-am plictisit de cât zombi am adus aici, dar până la urmă am reușit să-l fac pe unul să stea. Spune-mi hopărele astea că m-ai omorât în... Mai spuneau Iron Golem pe aici, am adus unul, am reușit să-l pun aici, s-a spawnat un Iron Golem pe aici și l-a omorât. În spate, pe acolo, nu știu pe unde. Ai, ai, ai. Și acum pot spune că ferma e gata, mai că avem nevoie de un nimic acolo ca să nu se mai spawneze ăsta. Dacă eu plec de aici o să se despawneze ăsta, ce mai probabil. Nu, cred că ăsta e, n-are nicio șansă să nu se despawneze. Dar poate, poate am noroc și poate să țină și el ceva în mână. L-am testat. A, ține. Singura variantă ar mai fi să fac rost de un name tag. Până, să nu, să, până nu se despaunează el. Dar nu m-aș baza pe asta. N-am nicio șansă așa. O să fac trade-uri cu villager-ul ăla de acolo. În barcă. Cumva să deblochez trei red mending și după aia să fac emeralde, să îi dau numele ăsta. Așa mai probabil o să mai simt zombiul ăsta de vreo 30 de ori. Dar mă rog să mai stau puțin AFK. Poate, poate nu se dă spawner dacă stau aici AFK. Dar să fac și la ferma de creeper și la ferma de iron. Mai rămâne de făcut ferma aia de sugarcane. Dar până la urmă avem sugarcane. Avem ferma aia manuală. E suficient deocamdată. Așa că cam atât a fost clipul ăsta plin de peripeții și aventuri. Dacă v-a plăcut și veți de făcut, iar noi ne vedem și noi din data viitoare. Salut!